Am pus telefonul la încărcat, că se descărca. Da. Și l-am pus la încărcat. S-a încărcat telefonul. Bun, vrei reacție ceva după interviul nostru? Da, am văzut poate asta și am făcut noi asta la să fie așa, dar n-am încredere că eu n-am să pot ieși după cum pandemia asta, cum se spune, carantina asta, deci dar poate să rugați cineva să vii de acolo, de la dumneavoastră și să iei interviu de aici, de la mine. Dar pe Să interviu, mai... interviu putem face și așa la distanță, nu trebuie neapărat să vină cineva acolo. Eu mă gândeam că poate Nu, să am meargă vedere cineva în sat la dumneata să vadă casa, să o filmeze că... în ce Da, stare am vedere că să ne ducem în sat să vedem casa, da. e. Eu asta am vrut. Să vie cineva, poate din colegi, poate cineva aveți cunoscut, să mă ajute, vine Dar dumneata, cu... dacă ai telefon, ce nu poți filma singură sau să ne transmiți tot așa, faci un apel video și noi înregistrăm situația casei și ai să zici, iată, aici am Dar locuit. nu știu cum, nu Dar știu. păi, da, mă, cum mă suni? Prin Viber, nu? Mă suni pe Viber cu camera și filmăm. Am vedere că trebuie să mă duc acolo, dar cum Așa să mă gândesc. filmez casa? Casa, cum să Iată filmez? așa cum te filmezi pe dumneata, cum așa filmezi casa. Dar poți să Nu. ieși de la internatul acela de la Rezina, poți să mergi în sat la Orhei? Nu pot să ies, nu mi-e dă voie. A, pentru că e carantină sau aveți Da, alte... e carantină, e Dar până carantină. la carantină și după aveți voie să umblați, sunteți liberi, nu? Nu, am fost într-o zi la piață și mi-am cumpărat ceva de îmbrăcat A, și deci mi-am dacă pus poți ieși până la mască, piață, înseamnă că poți... mască, Și mască ți-ai luat. mască, dar nu, amă nu ne dă voie, n-a să-mi permită, n-a să-mi dă voie, zic că, dar unde te duci în sat, ce să faci în sat, așa niște întrebări să-mi spui că... Eu am să spun că trebuie să fermez casa aia, ca, cum să spun, că așa să spun, că n-a să spun minciuni, că Dar să mai cum? ies. Da, corect, nu trebuie să spui minciuni. Trebuie să spun că îmi trebuie casa să văd, să, dar n-a să-mi dai voie, ea ca asta e, Dacă așa nu și dau tare voie, asta e scumpă. încălcarea drepturilor fundamentale. Poate amu pe carantină, pe pandemie, e explicată, e justificată, e legal. Dar după ce se termină pandemie, eu știu, la toamnă încolo, n-au voie să nu te lasă. Pentru că îți încalcă dreptul la libertate. Doar dumneata nu ești arestat acolo, nu? Ești om liber. Da, Ai da. buletin de identitate, nu? A, păi Am și ești acum. om liber cu capacitate de exercițiu. Poate o să Am fie și alegeri la toamnă și ați vrea să duci în sat să votezi, nu? votăm aici, pe A, loc, votez pe dar... loc. Bine, dacă sunt parlamentare, dacă sunt alegeri locale, iată, în toamnă când au fost locale, n-ai putut să votezi pe loc, nu? Da, Păi... n-am votat. Trebuie acolo să mă duc, dar... Da. N-am votat, că... Și am vrut să mă duc, poate dumneavoastră veniți încoace. Poate, dar și eu din cauza pandemiei nu pot să trec granița A. ca păi intru pe 2 săptămâni în carantină și când mă întorc în România, iar 2 săptămâni de carantină. Cine ar vrea așa de o lună închis? Iacă, da. Da. Scuzați că eu nu știu că toți sunteți așa, dar Da, la asta e voi oamenii situația. Nu ies, se întâmplă des, odată într-o vin, sută să de ani, duc. trebuie să înțelegem situația. Să duc, vin, să duc cu mașina, spre mărci, jos, fără măști, nu suntem. Sunt unii, da, care mai încalcă. Acolo nu s-au îmbolnăvit nimeni în internatul acela de la Rezina. Nu, slavă Domnului, nu sunt nimeni Păi, bolnav. vezi, merită să nu vă las afară ca să nu aduceți COVID. Da, asta că în oraș când te duci trebuie masca și mănușile, dar mai Și bine când nu vii, ies speli pe nicăieri. mâini, sigur că da, schimbi hainele, da. E serioasă treaba. Și că dacă cineva putea să vie de la ProTV-uri și de la televiziune încoace să iei, să ducă încolo să filmeze, dar n-am să știe unde Ei, să le spui ducă. adresa și găsesc. Primăria trebuie să știe unde e casa A, dumitale. primărie, da. Da. Dar cum ai zis că se numește satul? Solonceni, Solonceni. Solonceni sau Suruceni? Da. Solonșeni, Solonceni, că e Solonșeni. altul. Am înțeles. Da. Acolo merge Ciorna, merge după Ciorna încolo, Pe malul Solonșeni. Nistrului.
Ia că cum. Dar zici că fratele ai vorbit și el nu vrea să se ocupe de casă și nu vrea să te ajute. Nu vreau, mi-a zis că dă-i în pace, nu m-a întrebat atât de casă și ea. Și nici el nu trăiește acolo, nici dumneata, da? Au rămas da, casa nici părăsită. El nu trăiește, nici el nu trăiește, dar nici nu termină cum a început să o facă mai departe. Am început și așa și-a lăsat-o, nici ferestre, nici uși, pereți, așa cum i-a dat cu ciment, așa și-a rămas. A, nu-i casă de la părință, e începută și ne-a terminat o casă nouă, da? Părință. A, nici părinții nu au terminat-o, am înțeles. Casa părintească. Dar ei tot n-au terminat-o, am înțeles. Casa părintească, numai că el a stricat-o. Că ploua în casă și... Și a încercat să fac alta, a început să fac alta. Da, da, da. Am înțeles. A început din nou să construiască, să o înnoiască. Și el unde trăiește acum? Și așa și-o lăsat. Nu a putut mai departe, eu nu știu. Și a stat câțiva ani la Moscova și a lucrat și... Nu a făcut nică, eu nu știu ce a făcut el cu banii, unii au dat banii că el s-a dus la Moscova pe... cum? Să lucreze, dar cu prietenii și ei care au luat pe dânsul la Moscova, dar pe dânsul tăți îl scurg de bani, tăți pe dânsul, să folosesc de dânsul, iau banii, nu știu se ce mai face. Întâmplă, da. Și unde e el acum? Tot la Moscova lucrează? Nu la Moscova, el acum la Soroca lucrează în satul Vădeni, acolo sunt niște tipliță. Am înțeles, și-o găsit de lucru în alt sat. Da. Și acolo trăiește sau doar lucrează? Lucrează la niște tipliță cu rosat. El acolo și locuiește? S-a întrerupt. Angela Cebotar iar are probleme de comunicare. Asta e situația, îmi pare rău, încercăm să o ajutăm cu mediatizarea.